Aleluia! Glorie lui Dumnezeu! Ce bine e să faci parte din echipa câștigătoare, nu-i așa? Să fii de parte echipei care totdeauna câștigă. Aleluia! Am fost așa de încurajat de ce am auzit și toate cântările care am cântat azi au fost, au pregătit scena pentru ceea ce am să vă spun astăzi. Aud câteodată, mă mai uit din când în când pe sânște filmețe cu Tibi Joshua, cu Eliberări, pe YouTube. Și văd câteodată, am văzut pe câteva ori niște demonizați, tu spiritul demonic din ei striga către Tibi Joshua, tu știi cine sunt eu? Eu stau la dreapta diavolului în iad. Sau stau la stânga diavolului, eu am o poziție foarte înaltă în iad. Și când am auzit lucrurile astea, mă gândeam, măi, dar eu stau la dreapta lui Dumnezeu. Și eu nu mă laud cu asta. Diavolul se laudă că stau la dreapta diavolului, adică au o poziție înaltă, adică cum îndrăznești să te pui cu mine? Dă-mi un pic mai tare. Așa răbușit. Și mai, când mi-au auzit aminte din cuvântul în Efeseni că sunt poziționat în lumea spirituală, eu stau la dreapta lui Dumnezeu, eu sunt poziționat în Hristos și am acea putere, acea autoritate de la dreapta lui Dumnezeu, omul Hristos. Dar de asta, mamă, ce putere avem ca și creștini, ca și... Diavolul nu este un frânt, nu este un factor. Biblia spune să rezistăm și El va pleca de la noi. Pentru că nu mai suntem lipsiți de gloria lui Dumnezeu, de slava lui Dumnezeu. Romani 3 cu 23 spune că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Când se aplică acest verset? Mai suntem lipsiți sau suntem plini de slava lui? După ce primești pe Hristos, nu mai ești lipsit de gloria lui Dumnezeu, ci ești plin de slava lui Dumnezeu, de gloria lui. Gloria Tatălui este în tine, prin Iisus Hristos. Trupurile noastre au devenit templul Duhului Sfânt. Vă dați seama? Templul Duhului Sfânt. Dacă vă uitați în Vechiul Testament, câtă onoare, câtă reverență era pentru templul lui Dumnezeu, chivotul lui Dumnezeu, unde locuia chivotul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, preotul nu avea voie decât o dată pe an, mare preot, să intre, să aducă, să slujească lui prezența lui Dumnezeu. Și acel templu am devenit noi acum. Așa cu imperfecțiunile care le avem, Dumnezeu ne-a chemat. Și toate lucrurile, victorie, vindecare, succes, deja le-a câștigat, le avem în lumea spirituală, ele sunt asigurate. Pentru 2 cu 24 spune, am fost prin rânele lui, am fost la trecut. Eu trebuie doar să aduc în ființă acum, eu deja sunt vindecat, deja sunt. Diavolul încearcă să joace cu mintea noastră și ne pune în față, dacă pui degetul acesta în fața ochilor tău aici, hai să-l vezi cel mai mare, dacă îl depărtez, hai să încerc să vezi lucrurile de ansamblu. Și asta este tactica diavolului, de a te face să te concentrezi pe lucrurile de aproape și a nu vedea ansamblu. Dar noi facem parte din echipa câștigătoare tot timpul. Indiferent ce vezi, indiferent cum te simți, noi suntem victorioși, mai mult decât victorioși, pentru acela care ne-a iubit. Cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. Și așa cum este Hristos, așa suntem și noi în lumea aceasta. Aleluia! Astăzi vreau să vorbesc despre, așa mi-au plăcut cântările și versetele care, versurile care le-am cântat, era la un moment dat un brinș care spune, te iubesc doar pe tine, te doresc doar pe tine, trăiesc doar pentru tine. Și astăzi vreau să vorbesc despre dragostea noastră pentru Hristos și mai mult decât atât, un pic mai atât, vreau să merg la motivație. Auzeam pe cineva, nu știu pe cine, Robert, sau nu știu, auzeam astăzi sau duminica trecută, vorbea la cineva despre, e foarte important, cu ce motivație faci orice lucru care îl faci. Și aș vrea să deschidem la 2 Corinteni 5 cu 14 la 15. Și spune așa, 2 Corinteni 5 cu 14 la 15, căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Haideți să luăm pe bucăți acest verset. Căci dragostea lui Hristos ne strânge. Despre ce fel de dragoste credeți? În primul rând, cum înțelegeți voi acest strânge? Pentru mine sună un pic ciudat în românești. Ce înțelegeți când strânge? Căci dragostea lui Hristos ne strânge. Poate să înseamnă că ne adună în unitate sau ne constrânge sau ne strânge cu ușa, este o vorbă la român, ne strânge cu ușa. Dacă o să ne uitați în traducerea nouă românească, spune că dragostea lui Hristos ne constrânge. Și atunci pică un pic de ce am înțeles că ne adună la un altul. Dragostea lui Hristos ne constrânge. Iar dacă te uiți și la altă traducere amplificată sau în engleză, ai să vezi că scrie dragostea lui Hristos ne controlează, ne împinge, ne motivează, ne direcționează.
Da? Și cred că acesta este sensul, puteți să vă uitați acasă dacă vreți mai, acesta este sensul, ne strânge cușa, cam se potrivește termenul, dar Pavel spune aici că și dragostea lui Hristos ne constrânge, ne controlează, place, controlează, are alt sens, ne direcționează, hai să spunem așa, da? Ne motivează. Ce fel de dragoste a lui Hristos? Aici putem înțelege dragostea lui Hristos, fie dragostea lui Dumnezeu pentru noi, sau dragostea noastră pentru Hristos, nu-i așa? Și ambele sensuri sunt bune. Dar unul este direct și unul este indirect. Dragostea mea pentru Hristos este direct, dar acea dragoste pentru Hristos este motivată de dragostea lui Dumnezeu pentru noi. În Timon 4:19 spune că și noi iubim pentru că El ne-a iubit întâi, nu-i așa? Sursa dragostei noastre pentru Dumnezeu este faptul că El ne-a iubit și Roman 5:5 spune că atunci când am fost sfântuiți, El a turnat în inima noastră pe Duhul Sfânt dragostea lui Dumnezeu, același fel de dragoste, același fel de a iubi pe care Dumnezeu l-are, l-a pus deja în inima noastră. El este acolo latent, dar noi putem să-L activăm și să iubim ca Dumnezeu. Noi n-am putea iubi dacă Dumnezeu, ca Dumnezeu dacă El n-ar fi pus acea. El deja a pus dragostea Lui în noi și aș vrea să cred că aici mai mult și o să vedem pe măsură ce citim, că mai mulți, aici Pavel se referă la căci dragostea mea pentru Hristos mă motivează. Dragostea pentru Hristos mă motivează și știu că este am auzit de multe ori mesaje. Trebuie să-L iubești pe Dumnezeu, trebuie să-L iubești pe Dumnezeu, dar vine pe un fond atât de condamnator și știți de ce? Că noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Dar nu în felul cum unii loc se plec. Trebuie să-L iubești pe Dumnezeu, trebuie să te sacrifici pentru Dumnezeu. Știți de fapt ce spun acei oameni? Trebuie să fii mai sfânt, să demonstrezi lui Dumnezeu că-L iubești. Asta este de fapt mesajul. Trebuie să fii mai supus și mai sfânt și să faci, să treci ca să-I demonstrezi lui Iisus că-L iubești. Și acesta nu este mesajul care eu vreau să-L transmit astăzi. Ci vreau să-L transmit să-L iubești pe Dumnezeu, iar celălalt lucru foarte curge, natural. Haideți să luăm exemplu unei căsătorii. Sau atunci când începi să curtezi o fată, ca băiat sau invers, când încep doi tineri să se întâlnească, eu îmi amintesc când am început să o curtez pe Natalia, și cei din familia mea își amintesc, și poate nu cu plăcere, toată lumea mea se învârtea în jurul relației. Dacă Natalia venea în vacanță în România, că a stat în Italia o perioadă, și aveam orice fel de eveniment, putea să fie la școală, la servici, la biserică. Știu că n-ar fi trebuit, dar așa era. Picam, dar eu am săptămâna asta liberă, complet. Nu există. Ce se întâmplă? Dragostea mea pentru ea motiva deciziile mele, acțiunile mele. Și dicta prioritățile mele, hai să spun așa. Și dacă vă amintiți, care nu se tățe că la punctul acela, o să vedeți că un pic, să aveți grijă. Poate nu crezi, dar așa e. Eu dacă se învârte tot, e și bine și nu prea bine câteodată, pentru cei din jur, dar pentru tine este pur zbor. Parcă toată lumea ta și nu mai vezi pe nimeni și am sfârșit. Dar apoi te căsătorești și treci o perioadă și intervine obișnuința care din când în când, mai mult sau mai puțin la unul, depinde cât efort te pune ca să ținem aprins. Și sentimentele se mai diluează, ele sunt acolo, dar ele se mai diluează din când în când. Și ce face? Unii bărbați, la femei, Biblia nu le spune să iubească bărbați, dar bărbați le spune să iubească femeile. Se pare că la femei e natural să iubească înapoi sau să respecte asta. Dar la bărbați le spune să iubească femei. Și știți, uneori m-am regăsit și eu și cred că mulți dintre voi vă regăsiți, când vrem să aprindem așa de nou focus, să fim mai... Începem să facem anumite lucruri, măi, hai să văd ce făceam eu odată. Și ce vrem să facem anumite lucruri, să ducem flori, să ducem o prăjitură, ca să arătăm că încă o iubim pe soție. Dar s-ar putea să facem acea lucru și să nu simțim nimic. Și știți ce care e problema? Că mai devreme sau mai târziu trădezi această dată. Dacă nu ai lucrat întâi la sentimente și faci doar lucrurile așa, hai să iau un buchet de flori, hai să iau o cutie de bomboane sau ce mai luam așa impresionat și duci așa. Soția va simți. Și doar om. Noi așa că simțim când e făcut cu... când vibrează așa, când îi dai cu vibrație sau o dai așa, pur și simplu, ca o... Și exact așa este. Noi trebuie să, când vrem să aprindem, ce trebuie să facem? Să ne aducem aminte de cât de mult ne iubește soția pe noi, la mine lucrează asta. Când să-ți aduci, să stai să meditezi, să-ți aduci, să te gândești la ea și să lucrezi
Pentru că sentimentele urmează gândurile și vorbele tale. Ai să observi când vorbești ceva, când începi să te gândești la ceva, sentimentele se schimbă după ceea ce te, pe ceea ce te concentrezi. De asta Biblia spune să ne rănim mintea. Că la ce te expui mintea, sentimentele urmează. Dacă te simți jos, începi să te rogi, după jumătate de oră, sentimentele urmează. La fel, trebuie să lucrezi întâi la a o iubi pe soția, a prinde din nou acea flacără, iar apoi curge natural creativitatea, ce să faci, să-i arăți dragostea. Nu-i așa? Așa e. Și în orice domeniu la fel. Și la fel este cu Hristos. Ai două, sunt două căi, m-a spus. Unul încerci să faci, dar fără sentiment, pentru Hristos anumite lucruri. Și faci, și faci, și treci, și faci, dar fără nicio... Sau, cum ne aprinde pe noi pentru Hristos? Dumnezeu ne-a dat la dispoziție cuvântul Lui, care este care este antidotul acestei... Dar mai mult decât atât, închinarea. În momentul că muzica, când începi să cânti, te iubesc doar pe tine, când gândeam acel bridge, trăiesc doar pentru tine, când te gândești la aceste cuvinte și îți apare, când stai tu singur și pui închinare. Eu de multe ori stau în mașină câteodată, mă duc, e cea mai liniște, mă duc, stau și îmi pun închinare și încep să mă gândesc la, fără să spun nimic, să mă gândesc la Dumnezeu, să lași ca Duhul Sfânt, acele emoții, acele lucruri, nu este emoționalism. Dar să vezi în momentul, după un timp de închinare în care pur și te gândești la Dumnezeu, te gândești cât de mult te iubește El pe tine, să vezi cu inima. Ești să stai să ieși de acolo să rupi, să mulți punții pentru Dumnezeu, ca să vezi că El este de partea ta, El te iubește și tu iubești pe El. Și acțiunile tale încep să izvorască pentru Dumnezeu dintr-o inimă de dragoste. Asta am spus despre dragostea lui Hristos. Mai departe, se spune așa versetul. Căci dragostea pentru Hristos ne motivează. De ce? Când? Fiindcă socotim, considerăm, gândim, că am concluzionat, în engleză spune, we concluded, am concluzionat că am decis, am pus punct, vedeți, Pavel spune, dragostea lui Hristos mă motivează, dar de ce? Pentru că socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, deci am murit. Deci acest gând, că unul, El a murit pentru mine, asta înseamnă că eu am murit, tu ai murit. Da. Ai murit la cruce. Ai murit, ai plătit. Hristos a plătit pentru tine, dar prin El tu ai plătit pentru păcatele tale, odată pentru totdeauna. Tu ai fost în El la cruce. Și acest gând, te gândești la asta, că El a murit pentru tine, El a murit pentru mine. Și am plătit de noi. Nu mai am condamnare în veci pentru păcatele mele, pentru greșelile mele. El, când te gândești la acest așa, să consideri acest gând, că tu ai murit, cum ai poți să păcătuiești? Cum ai poți să te simți condamnat? Dacă ai murit, ai murit pentru păcatul tău, da? Ai murit, cum ai poți să te simți condamnat? Sau și mai mult, cum poți să mai păcătuiești dacă ai plătit pentru păcatele tale? Ce înseamnă pentru tine a murit? Ai murit doar legal, doar Dumnezeu te consideră mort sau chiar ai murit? A murit ceva în tine? Foarte scurt aici, după aceea mă continui cu dragostea Dumnezeu. Adam n-a fost doar considerat mort când a murit. Ceva s-a întâmplat fizic, s-a întâmplat efectiv în el. Ceva a murit, lucrurile au început să schimbe. La fel, Duhul nostru a fost recreat. Noi, mintea și Duhul nostru a rămas la fel, dar Duhul nostru a fost recreat, a fost făcut după natura lui Dumnezeu. Duhul nostru este sfânt. Duhul nostru, persoana noastră, adevărată noastră identitate, a fost, nu mai este la fel, este invizibil, dar este o realitate. O să spun ceva poate care sună ciudat. Dacă s-ar putea printr-un miracol să te naști din nou fizic, din pântecele mamei, dar deja născut din nou, sau salvat, fără să ai niciun contact cu lumea de astăzi, ai fi exact ca Hristos, născut fără păcat. Pentru că Duhul tău ar fi sfânt. Și acum când ești născut din nou, Duhul tău este sfânt, dar mintea ta este deja programată într-o anumită direcție. Și acum Biblia ne spune să lucrăm. Înnoiește-ți mintea, dar mintea nu e doar gândul ăsta conștientă. Este toată încrengătura de obiceiuri, de sentimente de care nu suntem conștienți. Nu-i așa? Și acolo trebuie să lucrăm. Păcatul a murit în noi. Noi suntem morți față de păcat, dar trebuie să ne aduc mintea noastră de s-o aduci să colaboreze cu noi. Și când avem acest gând, Cum ai poți să păcătuiești? Și mai departe. Și El a murit pentru toți. Pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Tu trăiești acum. Trăiești prin mila lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu. Vedeți că sunt doar două opțiuni acolo de trăire. Ori pentru tine însuți, ori pentru Hristos. Nu există a treia opțiune.
Deși ne pare că sunt, acolo bine sunt doar două opțiuni. Ori treci pentru tine însuți, continui să trecând ori pentru Hristos. Și oamenii se... O să vedem că dacă nu cea mai mare problemă din lume în ziua de astăzi este egoismul și trăirea pentru sine. Nu avem atâtea probleme cu diavolul cât avem cu egoismul care este deja programat în noi. Chiar dacă a venit și a fost născut din nou, încă avem reminiscențe ale firii, ale noi care trebuie să-l dăm afară. Egoism. Și acesta este închinarea la tine însuți, practic. Și o să dau câteva exemple. Exemplu, când tu rămâi supărat și mâniat pe vecinul tău, pe prietenul tău. Ce este aceasta? De ce rămâi? E pentru că îl iubești pe Hristos sau pentru că te iubești pe tine? Când ești grea mărăcine pe sora ta, pe fratele tău pentru un timp, ce este acolo? De ce continui să ai aceasta? Dar cu aia? Din dragoste pentru tine și nu pentru Hristos. Dar sunt lucruri și mai subtile, în slujire, nevoia de validare. Poți să fii, de exemplu, să hrănești pe homeless pe stradă, să-ți ajut conștiința că nu faci altceva, dar tu faci pentru Dumnezeu ceva, poate fi o motivație, sau să demonstrezi cuiva ceva că tu faci ceva pentru Dumnezeu și nu știu cum se întâmplă, că foarte greu rămâne doar motivația că fac asta doar pentru că îl iubesc pe Hristos. Nimic altceva! Nu ca să avansez în rangurile din biserică, nu ca să arăt la alții că fac ceva pentru Dumnezeu, nu ca să ne arăt mie că fac și să nu mă duc pe stradă sau să nu mă duc să fac altceva, sau, de exemplu, chiar cum mă duci în chinare, chiar că predic. Știi ce subtile sunt lucruri, motivații, de ce predic? Poate să fie presiunea oamenilor din jur, poate să fie presiunea părinților, poate să fie presiunea prietenilor. De ce te duci la servici? Am auzit recent o predică în care atât de frumos spunea păstorul, să învățăm pe copiii noștri și știu, poate sună undeva așa, nu din lumea asta, dar acolo, spre acolo trebuie să mergem. Când copilul tău crește și merge la școală, la o anumită școală, ai decis o anumită școală, tu ce îi spui la copilul tău ca să-l motivezi să meargă la școală? Când îi spui, trebuie să mergi la școală, de ce? Care este motivația care o dăm de cele mai multe? Cei care aveți copii sau care ați auzit? De ce? Că trebuie să câștigi un bani, să înveți, să ajungi mai să câștigi un bani, să-ți câștigi existența. Oare asta e motivația unui creștin? Nu. Când alegi o școală, așa ne-a vorbit și mie, când alegi o școală, când alegi o grădiniță. Este această grădiniță, această școală, în planul Dumnezeu pentru tine? Este acesta locul în care Dumnezeu vrea ca să te învețe anumite lucruri pentru viitor? Este acest cel mai bun loc pentru împărăția lui Dumnezeu? Pentru că plata și servicia astea sunt lucruri secundare. Asta oriunde ai fi. Dacă crezi în Cuvântul lui Dumnezeu și ești plin de Duhul Sfânt, în pustiua gara a izvorât o fântână. Asta nu sunt o problemă pentru Dumnezeu. 5.000 de oameni au fost hrăniți într-o zi cu 2 pești, 3, 5 pești sau 5 pești, mă oprim. Asta nu sunt o problemă. Dar tu, până aici, să spune și asta, am văzut și eu acum, spune copilul meu, tu mergi aici pentru că aici e locul lui Dumnezeu. Când va fi bine, că el este mic, dar când va crește, este locul lui Dumnezeu. Tu trebuie să, pentru că îl iubești pe Hristos, trebuie să mergi acolo, să faci lucrurile pentru dragoste pentru Dumnezeu, pentru că El te iubește, El este și să imprimi de mic în copil această mentalitate a împărăției. Nu această perspectivă îngustă, că trebuie să câștigi, să supraviețuiești, să faci și care mă uit, asta nu-i problemă, puteți schimba în orice moment. Dar vreau să spun, să le schimb un pic perspectiva. Știu că foarte mulți dintre noi, bă, o duce de pe o zi pe altă. Știu, așa că vorbesc asta, credeți că nu știu, știu. Și am fost și am trăit aici și am trăit în Italia și lucrurile nu sunt foarte mult diferite în anumite privințe, dar asta nu ne dă o scuză, nu-i așa? Când venim față în față cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Cuvântul lui, orice situație, orice scuză ai aduce, Cuvântul rămâne. Amen. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Deci, care a fost motivația ucenicilor când au întrebat pe Iisus? Cine este cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu? Care credeți că a fost motivația? N-a fost niciun caz de iubire pentru Iisus, să vă spun clar. Și ca să vă ajutați pe voi și să vă dați seama de motivație pentru lucrurile care le faceți, faceți așa. Verificați-te dacă e din dragoste pentru Hristos. Dacă nu, atunci e egoism. Și căutați după aia. Toate lucrurile pe care le facem pot fi adunate sau traced back. Aduse la două motivații. Egoism sau dragoste pentru Hristos. Servici.
Poate sunt motivații de a avea un statut în societate. De ce cumperi un anumit lucru? Sau mergi în un anumit loc? Sau de ce alegi un anumit serviciu? Sau de ce te mulți într-un anumit loc? Toate deciziile acestea sunt mânate de o motivație. Și motivația, așa cum a spus, vorbesc despre dragostea lui Hristos și ce te riști. Hai să schimbăm la Faptele Apostolilor 20:18-24 și o să vedem câteva exemple. Și să vedem pe Pavel, motivația lui Pavel, care în fața căreia nu cred că putea spune vreodată ceva. Nu știu ce fel de om a fost Pavel, dar a fost ca noi, sunt sigur. 20:18-24. Când e la el, le-a zis: știți cum am purtat cu voi toată vremea de ziua de întâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei? Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care le-au ridicau unăltirile ideilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să învăț înaintea norocului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă științează, din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Deci ce spune Pavel aici? Împins de Duhul, dacă vă uitați și în altă, spune acolo, controlat, legat de Duhul, bound de Duhul, de Duhul Sfânt, eu mă duc acolo. Știu că mă așteaptă, Duhul Sfânt mă științează că mă așteaptă lanțuri, necazuri, dar acestea, într-o traducere din engleză, acestea lucruri nu mă mișcă. Nu mă mișcă! Pentru că eu sunt controlat de alt lucru, de dragostea lui Hristos. Dragostea lui Hristos mă mișcă. Știu că sunt astea lucruri, știu că sunt lucrurile acestea, dar eu mă duc acolo. Și vedeți, oare apostolul lui Hristos, oare nu era în Ierusalim? Eu spun că este cel la Ierusalim. Duhul Sfânt îi spune lui că te așteaptă lanțuri și necazuri, dar apostolii stăteau bine mersi în Ierusalim și n-aveau lanțuri și necazuri. Nu v-ați spus întrebarea asta? Ce se întâmplă? Și îmi dau seama și meditând mai mult la lucrul acesta, îmi dau seama că și după discuțiile aprinse care au Pavel cu apostolii, îmi dau seama că apostolii n-au prins în aceeași măsură viziunea pe care Hristos a avut-o pentru biserică. Cum Pavel, dacă Pavel nu era, nu știu ce ne făcea în ziua de azi. Pavel, chiar dacă n-a fost din rândul apostolului, el a prins viziunea lui Hristos. Că Hristos a murit pentru neamuri, pentru toată lumea și a murit ca biserica. El a fost primul rod, Iisus Hristos a fost primul rod din recolta, din ceilalți oameni care urmează. Asta e un plan genial. El a fost primul rod, el a arătat cum să umblăm Hristos și apoi biserica să vină în urmă și să... Și vedeți că oricând predici mesajul, harul, mesajul lui Dumnezeu, vestea bună, vei avea parte de persecuție, vei avea parte de atacuri. Viața creștină nu este o viață de calm, este o viață de luptă, dar nu o luptă cum o gândim, este o luptă a minții, o luptă a credinței. Pentru că toate lucrurile au fost câștigate de Iisus Hristos, nu mai trebuie să luptăm pentru ele, să ne strădăim prin post și pe ce să facem, să trecem ca să câștigăm ceva. Am fost făcuți neprihăniți, am câștigat victoria. Diavolul este sub piciorul meu. El este acolo și el stă acolo dacă îl ții acolo. Asta nu trebuie să... Noi ce trebuie să există asta? Să câștigăm și să ținem în mintea noastră drept, indiferent ce văd, este ca și cum am mai explicat eu odată. Că cine are frică de câini, îl vezi cum lată la tine și ți-e frică, dar stai ferm. Pentru că știi că el trebuie să stea acolo liniștit. Chiar și nu e păcat să experimentezi frică. Experimentezi frică, dar dacă stai ferm și calm, el va da înapoi. La fel la not, la fel la multe alte lucruri în viața naturală le experimentăm. Așa este credința. Stai drept, poate să vin până aici și să urli ca un leu. Ești înfrânt. Ai înțeles? Ești înfrânt. Asta e viața de credință. Și așa cum am mărturisit frații. El este înfrânt. Și uitați-vă la Pavel. Mă duc acolo. Pavel a prins viziunea pentru întreaga lume. Apostolii poate să te-au... Nu-i judecama pe apostol. Că ei așa i-au făcut pentru Hristos. A murit până la urmă ca și martir. Dar vedeți, erau leacă mai confortabil. Și mai văd și pe filmele astea, de fapt, de la apostol. Erau leacă mai confortabil ca Pavel. Pavel nu știa cum să iasă mai repede, să predice Evanghelia, să ducă, să vină, să facă pentru Hristos. Iar ucenicii, aia, noi suntem aici la... Trebuie să vedem care e legătura între lege și cea cu Hristos, să mai uleacă, să mai zăbovim. Și vedeți, nu erau la fel de persecutați ca Pavel, dar Pavel se duce, mânat de treabă, să-l pinți de Duhul, se duce acolo.
Și noi la fel acum, dacă fac paralela noi, de multe ori deciziile care le luăm noi sunt împotriva oamenilor familie, suntem ostracizați, suntem nu ostracizați, suntem judecați pentru deciziile noastre, nu vrem să ne punem poate în rău cu familia noastră, cu prietenii noștri, cu soțul, cu soția, cu colegii, cu fiecare are persoanele de care, hai să zic, nu ne e frică, dar are un te motivează, te dansezi pe muzica lor, hai să spun așa, fără să-ți dai seama, da? Tu vrei să faci ceva, dar stai că nu pot să refuz pe respectivul, sau nu, dar ce o să spună lumea, dar ce o să spună tata, mama, când fac eu asta, dar ce o să spună oare? Și fără să ne dăm seama, dar nu trebuie să o luăm chiar așa, ca bolii, dar poate Dumnezeu, poate eu sunt mai extremist, poate, trebuie să mai aștept o leagă, sau, și întoim decizia care dă după ce, și e. Așa și mie mi-a vorbit foarte mult, înainte de a predica și să meditam la acest lucru, și m-am regăsit în așa multe, așa de ușor să le pesc alte motivații și alte lucruri pentru acțiune care le face. Și nu mai mici acțiuni. Și aș dori să vă inspir în dimineața asta, să vă inspir, să căutați, să lucrăm la fel. Știți care e soluția ca să ai dragoste pentru Dumnezeu? Foarte simplu. Ce e Duhul Sfânt? El este deja în tine. Sfânt Tată, deschid inima. Vreau să te iubesc așa cum tu m-ai iubit. Pentru că tu ai dat totul. Vreau să te iubesc așa cum Pavel te-a iubit. Așa și poți să identifici acum oameni sau persoane sau situații care de cele mai multe ori te-au presat să faci ceva ce tu nu ai vrut să faci. Așa îți dai seama când vrei să faci ceva și nu poți pentru că acolo iarăși este egoism. Este egoism de ce? Pentru că te iubești prea mult pe tine ca să-i supe pe cer și pare să ai probleme. Dacă stai și te uiți, găsești egoism. Este tot egoism. Hai să mai deschidem un verset. Faptele Apostolului 27:13. După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din Tiera am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine frațul și am stat la ei o zi. Tot pare aici. A doua zi am plecat și am ajuns la Cezaria. Am intrat în casa lui Filip Evanghelist, care era unul dintre cei 7, și am găzduit la el. El avea 4 fete fecioare care proroceau. Fiindcă zăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a pomenit din ideea și a venit la noi. A luat priul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt. Acum mai spune clar. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Wow! Puneți-vă un pic în locul lui Pavel. Frații și surorile din biserică care sunt de aceeași credință cu tine spun: nu te duce, mă. Ce ai gândit, poate, dacă ți-am spus, știi că mor când te duci acolo? Ce ai gândit? Hai, pune-te acum secolul 21. Știi că te duce într-un loc și știi că Duhul Sfânt ți-a spus clar să te duci acolo. Dar toți frații și surorile din biserică spun: mă, nu te duce. Fii înțelept, nu te duce. Vedem, mă place așa de mult atitudinea lui Pavel. Pavel că analizând toată viața lui, a fost așa de nerăbdător să moară pentru Hristos, ceva de lui adevărat. Dacă îl vezi, el unde e cel mai greu, acolo s-a dus. L-a iubit atât de mult pe Hristos și toate epistolele lui, așa o să mai citim câteva versete, l-a iubit mai mult decât orice. Și gândiți-vă, el a fost cel mai tare în lege, cel mai tare preot. Dar când dragostea lui Dumnezeu a pătruns inima lui, nimic n-a mai contat. Nimic altceva n-a mai contat. Nici familie, nici șleatcă, nici cetățenie, nici lege, nici rangul lui preoțesc. Nimic n-a mai contat. Spune, le-a considerat gunoi. Și poate multe din deciziile care le iei astăzi sunt judecate de alții. Dar dacă ești mânat de Duhul Sfânt, și asta înseamnă să fii mânat de Duhul Sfânt, dacă ești mânat de Duhul Sfânt, Biblia spune că ești ca vântul. Nimeni nu poate știu unde te duci, încotro te duci, ei se uită pe magie și dau cu părere, mă, dar de ce ai ales chiar asta? De ce te-ai dus acolo? Sau de ce ai făcut asta? Fiecare își dă cu părere, dar Corinteni spune că cine este al lui Hristos nu poate fi evaluat. De ce?
Pentru că avem mintea lui Hristos în timpul de 2, 16, dar mai sus, înainte de 16, spune, în românește sună un pic ciudat și poate nimeni nu poate fi judecat cine este la Hristos. Dacă te uiți în altă traducere, așa, așa fac să înțeleg mai mult, că nu înțeleg eu tot timpul românește. Eu am cealaltă traducere românească, să văd, poate exprimă și dă un pic mai multă lumină. Spune așa, cine este la Hristos? Sau ceva de genul, cine este mânat, nu poate fi evaluat de alții. Nu poate fi judecat, examinat, pentru că nu înțelegi. Gândești la omul din lume să se uite la tine, că a lăsat tot, a vândut tot și te-ai dus nu știu unde. Pentru că el nu poate să înțeleagă așa ceva. Când el își rupe toată energia și toată mintea lui să facă bani și să-și facă și el un rost în viață și tu ai totul și vieți și te duci nu știu unde. Da? Nu zic că asta e cel mai simplu, asta e cel mai extrem, cea mai mare, dar sunt lucruri mai mici. Nu trebuie să-ți vieți toți să te duci. Dar gândiți-vă la oameni drumești, chiar unii creștini. Se uită la tine și, bă, cum ai putut să lași din mâini oportunitatea asta? Și te duci la ceva mai... Și nu te duci la ceva mai slab. Iarăși, poți să te duci la ceva mai... Dar oamenii nu pot, cei care nu au Hristos, nu pot și uneori chiar și creștini. Hai să vedem și Filipeni 3:7-8. Tot Pavel. Și s-a dezbrăcat pe sine însuși și hai să citim mai de sus, de la 6. Filipeni 3 cu 7 la 8. Nu știu ce e. 3 cu 7 la 8. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere. Ce vorbeam, mă? Din pricina lui Hristos. Hristos este centrul vieții mele. Totul pică când Hristos are ceva de făcut pentru mine. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pentru Hristos. Prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Haideți să mai vedem și Galateni 2:11 la 14. Aici este o mică demonstrare. Pavel îl mustră pe Petru. Galateni 2:11. Dar când a venit Chifa în Antiohia, a stătut împotrivă, în față, căci era deosătit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacob, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte. De ce? De teama celor tăiați împrejur. De ce s-a ferit? Care a fost motivația? Vedeți? Aici este un exemplu clar. Foarte, nu trebuie să fii foarte spiritual. Vezi, Petru mânca cu toți, cu neamul neogărat și când au venit cei preoți, când au venit apostolii la Ierusalim, s-a dat la o parte. A fost acolo dragoste pentru Hristos? Sau ce a fost acolo? De ce s-a dat? De teamă că de teama celor care vine la... Imediat! Automat! Imediat acțiunea lui a fost pentru că încă era acolo și a menține această dragoste pentru Hristos și o să mai vedem câteva versete. Exact cum a spus aici, Pavel învață pe Petru o lecție. Dar vreau să vă spun un lucru. Dragostea noastră pentru Hristos înseamnă cel mai mult pentru Dumnezeu. Mai mult decât orice ai putea face tu pentru Dumnezeu. Dacă tot ce faci, dacă și ceea ce dai la biserică pentru Dumnezeu, dacă nu o faci de dragoste pentru Hristos, Galatei spune, este nimic. Este faptul moartă. Motivație pentru orice faci. Dacă dai un leu, ce spune la văduva? Că ne-a dat foarte puțin. Această văduva a dat mai mult decât oricine. De ce? Pentru că a dat tot ce avea să trăiască și cu bucurie în inimă. Fără nicio remușcare. De multe ori stăm și către inimă. Oare cât să dau Dumnezeu? Oare cât să dau? Și primesc de multe întrebări despre zeceala, despre ofertă, despre... Oare cât să dai? Mă, dă cât inima ta continuă să aibă bucurie. Și o faci din dragoste pentru Dumnezeu. Dacă ai dat toți alea pe lună și după aia te chinui să o duci pe cealaltă lună și ce să fii frustrat și oare de ce am dat așa? De ce am? Ai pierdut pe două părți. Ai pierdut și în fața Dumnezeu și banii pe o lună. Și te chinui. De ce trebuie să... Viața cu Dumnezeu. Trăind de fapt Dumnezeu este o viață de odihnă. Asta este un parametru foarte important. În momentul când faci ceva și n-ai odihnă, n-ai pace, n-ai bucurie, ceva nu e în ordine. Vreau să spun un secret, chiar și atunci când diavolul atacă. Deci, întunericul din partea diavolului este diferit de acea lipsă de pace cu ceva nu e în ordine din partea lui Dumnezeu. Și asta înveți trăind cu Dumnezeu. Că de multe m-a întrebat, acum mă simt așa, ceva nu am pace. Oare este un atac al diavolului sau Dumnezeu chiar nu vrea să facă asta? Dar înveți să distingi. Și lipsa de pace, când ceva este grăbit, ceva este tempit, te presează cineva, oprește-te. Oprește-te când ai luptă prea mare. Când
Și chiar și munca asta care o facem pentru Dumnezeu, este o, este o muncă. Orice fel de muncă care o faci pentru Dumnezeu, trebuie să fie rodnică. Sună foarte ciudat. Dar am experimentat asta pe pielea mea. Când iubești și faci odihnă lucrurile, ești în stare de lucruri supranaturale. Deci chiar puterea ta mică care o ai avea, să te uimești până unde poți merge, puterea chiar nedormit când iubești. Așa. Te uimești. Și mai ales dacă Duhul Sfânt este în tine, când faci cu toate lucrurile dragoste pentru Dumnezeu, nu mai este frustrare, părere de rău, aia n-o să mai fac niciodată, nu mai este așa ceva. Pentru că ai pornit cu alta atitudine. Așa și o multe verset din Matei 22, cu 35 la 40. Spune așa. Și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare la lui Iisus. Învățătorul, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea de întâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceste două porunci cuprind de toată legea și prorocii. Oare unde a spus Moise așa ceva? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Cu toate ești pe aproapele tău. A spus Moise așa ceva cu cuvintele astea? Nu. Dar Iisus a făcut o sumară la tot ceea ce Moise a spus, tot ceea ce Dumnezeu a spus, concentrați-vă pe iubirea de Dumnezeu, pe iubirea de aproapele tău. Și dacă ai astea, toate celelalte lucruri, toate celelalte lucruri vor decurge natural. Vedeți, poporul Israel a cunoscut faptele lui Dumnezeu, dar Moise a cunoscut căile lui Dumnezeu. Felul cum Dumnezeu gândește, felul cum Dumnezeu face lucrurile, felul cum inima lui Dumnezeu. Și asta dorim ca și creștini. Nu doar Dumnezeu să fie o forță externă, care Dumnezeu n-a făcut, Dumnezeu ăsta n-a făcut nimic pentru mine. M-am rugat și nu s-a întâmplat. În momentul când auzi pe cineva vorbind așa, îți dai seama că încă el cunoaște pe Dumnezeu doar ca o sursă așa de... Și Dumnezeu dă, Dumnezeu face. Nu spun asta, dar... Uitați ce spune Iisus. Primul lucru, cel mai mare lucru este să iubești, să te asiguri că iubești pe Dumnezeu. Și dragostea aceasta este acolo. Doar trebuie tu să te deschizi, să-ți expiri mintea și inima ta la prezența lui Dumnezeu. Și ai să vezi cum inima ta imediat începe să vezi natural, pentru că ești născut de Dumnezeu. Întâi, Ioan 5 cu 14, cel ce este născut de Dumnezeu și Ioan capitolul 1, noi am fost, ne-a dat drept să devenim copii al lui Dumnezeu, suntem născuți de Dumnezeu, biruim în ea, iubim ca Dumnezeu, trăim ca Dumnezeu, avem natura duhovnicească, noi suntem părtași naturii dumnezeiești, Petru spune, avem viața lui Dumnezeu în noi, dragostea lui Dumnezeu în noi, Duhul Sfânt, stau de la și mă gândesc, oare ce mai putea Dumnezeu să ne dea? Ne-a dat, așteptați complet, toate păcatele noastre, ne-a făcut ca noi, ne-a dat o viață nouă, ne-a dat viață veșnică. Amen. Câți oameni nu și-a dus să trăiască veșnic, să nu mai moară niciodată? Ne-a dat Duhul Sfânt, cea mai scumpă posesiune, chiar și mai mult îndrăznesc decât Fiul lui Dumnezeu, ne-a dat pe Fiul lui Dumnezeu și a murit, dar Duhul Sfânt spune că cine păcătește împotriva Duhului Sfânt, deci Duhul Sfânt e cea mai scumpă posesiune, ne-a transformat în templul Lui. Amen. Ce putea, ne-a dat ca moștenire. Întregul pământ și nu numai, nemăsurat din orice fel de binecuvântare spirituală în locurile cerești, ne-a fost deja garantată, ne-a fost dată, ne-a făcut părtași naturii dumnezeiești, ne-a făcut una cu El, un singur spirit cu El. Ce mai putea să... Ne-a dat tot cerul, ne-a dat toată... În lumea cerească, când un înger aude de un fiu al lui Dumnezeu, deci îngerii sunt, ca și autoritate, vă dați seama, sunt... Eu doar stau și mă gândesc, eu văd doar pământul, știți, dar în locul cerești, toată asta așa, singur spune, măi, eu sunt, că unde ceva că sunt feciorul lui Dumnezeu. Vă dați seama ce onoare, ca în Iași, dacă nu vrei să dai feciorul, nu știu cu ei. Vrei să ai grijă cum te pui cu el, să nu te pui cu el. Nimeni nu se pune pe tine. Și chiar dacă diavolul e obraznic și îndrăznește, el nu e frică de tine, atât timp cât ești Hristos. Fără Hristos, tu așa de unul singur, așa, dar e Hristos. Hristos este una cu noi. Ai spate. Și ai autoritate mai mare decât toți îngerii. Ești una cu... Ești în prezența lui Dumnezeu în orice timp. Și Dumnezeu ne iubește atât de mult și astăzi, încă o dată, ca și data trecută, răzut, Dumnezeu este de partea ta. Amen. Niciodată Dumnezeu nu te va mai acuza pentru că L-a acuzat pe Hristos odată pentru totdeauna.
Chiar dacă nu-i place și îl întristează anumite lucruri, nu-i, nu va fi niciodată, nu, pentru că avem imaginea asta. Da, aici o leagă prea mult. Adică, da, te-am iertat de câteva ori, dar ai depășit deja limita, deja aveam un plan cu tine, dar acum o să caute altceva. În orice moment, Dumnezeu nu este așa. Amintiți-vă de sângele lui Hristos și diavolul, vocea acuzatoare în vocea lui sângele. Da, ai făcut asta, dar ești iertat. Eu sunt de partea ta, tu ești fiul și fiica mea. Eu te iubesc. Dumnezeu nu te așteaptă. Îi face plăcere când tu îl iubești și îl ador pe el. Și la vreo și probabil o să mai cântăm acel brief, ce ar vedea că prima când s-au două, arăți-mi la tine, când ai de închinare, datorită, nu datorită, iubesc, te iubesc, iar un brief, te iubesc doar pe tine, trăiesc pentru tine. Sau orice altceva ce ați pregătit voi. Dar haideți să ne ridicăm. Probabil, la nivel, dar e bine așa, că avem timp mai mult să ne închinăm și să ne gândim la noi, să luăm. Știu că și la trecut am zis să luăm câteva momente și am luat foarte puțin. Haideți să luăm măcar 2-3 minute cât muzica cântă. Să ne gândim la, nu te gândi la ce urmează în continuare, ce să faci, care e planul pe zi. Hai că încă n-am terminat. Haideți să ne gândim la Dumnezeu și să lăsăm ca dragostea lui Dumnezeu să ne motiveze. Și nu pleci de aici, la servici, oriunde mergi, orice ai de făcut săptămâna aceasta, verifică-ți motivația. Doamne, când pleci acasă dimineața, Doamne, astăzi tot ce fac, vreau să fac din dragoste pentru tine, pentru oameni, serviciul meu, școala mea, planurile care le am, inițiativele, afacerile care le am, deciziile care le am, vreau să le fac, să mă asigur, când te rogi așa, Duhul să vă răspunde, vreau să le fac din dragoste pentru tine. Deschideți inima în dimineața aceasta către El și lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți spună. Începe să te rogi în limbi, în românești, în limbi, cum vrei, roagă-te și lasă-L pe Duhul Sfânt. Ai părtășie cu El, Doamne, poate te-ai îndepărtat de El, te simți departe de El, poate n-ai mai avut nu știu de cât timp devoțional. Să știu, se întâmplă. N-ai mai avut timp, n-ai mai avut timp să citești, n-ai mai avut timp, ai fost copleșit cu tot felul de treburi. Este acum un moment în care poți să, Doamne, indiferent de ce am făcut, indiferent de ce, unde am fost și ce am făcut, eu te iubesc și știu că Tu mă iubești. Duhule Sfânt, te iubesc. Și așa de mult doresc ca tot ce fac să fac în odihnă, în pace, în bucurie. Vreau să te iubesc pe tine mai mult decât orice în lumea aceasta. Și când spun aceasta, știu că zic că sunt lucruri care poate au supremația în inima mea, dar te rog chiar acum, prin puterea ta, eu nu pot, prin puterea mea omenească, prin mintea mea, prin efortul mental, dar acum te rog, prin puterea ta supranaturală, să schimb ceva în mintea mea inconștientă, în inima mea, să schimb, să faci o schimbare, astfel încât prioritatea, tu să fii prioritatea, numărul 1. Și de același timp vreau să cer iertare pentru toate faptele moarte, pentru toate lucrurile care au fost fără motivații corecte și am fost egoism. Mai aparent sau mai subtil, dar Iisus, Tu ești Domn și Stăpân, Tu ești Domnul meu. Ție mă chin, haide să cântăm ceva. Aleluia, 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 aleluia. Fică de ce azi îl ridic. Ție, Doamne, cu vocea mea îți cântăresc, doar Tu ești Domnul meu. Uită de ce azi eu ridic spirale de nav. Ție, Doamne, cu vocea mea îți cântăresc, doar Tu ești Domnul meu.
mereu pace, odihnă. Îți mulțumim că în tine avem asigurată mereu victoria. Îți mulțumim că ai Duhul Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt este cu noi în orice zi. Îți mulțumim că ziua prezența ta orice zi, Tată. Iisus, Tu ești Regele Regilor, Împăratul Împăraților. Ție, loialitatea noastră, inima noastră, ți-a aparține ție, Iisus. Și toate celelalte lucruri le aducem înaintea Ta. Și vreau să te lăudăm acest sfârșit de program. Iisus, vreau să te lăudăm de toată inima, cu toată bucurie. Haideți să vă lăsăm, vă dăm bine și să chem acest timp plin de dragoste, plin de tărie, plin de putere. Pentru El merit. El este Împăratul. El este Împăratul. El este Împăratul. Hai să spunem împreună. Iisus este Împăratul. El este Regele meu. El este Domnul meu. Acum să ne lăsăm Lui. Doamne Iisuse, pe Tine te iubesc mai mult decât orice în lumea aceasta. Pe Tine te doresc mai mult decât orice în lumea aceasta. Doar pentru Tine eu trăiesc fiecare zi și mă bucur de Tine. Mă bucur de prezența Ta. Îți mulțumesc, Iisus. Hai să mulțumesc. Îți mulțumesc, Iisus. Îți mulțumesc din toată inima mea pentru ceea ce Tu mi-ai dat. Aleluia. Hai să-L dăm pe Iisus.